Am primit de la moș un pon. Am o problemă, trebuie să găsesc și Pinkie Pie. O să intru în acest magazin. Bună! Astăzi noi o să facem un vlog. Ce o să facem? Un vlog! Un vlog, da! Dar pentru ce? Ca să arătăm nostru vlogul nostru! Noi astăzi trebuie să trimitem o scrisoare lui Moș Crăciun ca să știe el exact... dar ce-s cu buzele tale? Curuși. Le-ai dat curuși. Așadar, Moș Crăciun... Dacă urmărești vlogul nostru, trebuie să știi că Natalia acum se gândește ce ar vrea ca tu să-i dăruiești. Da, de... și un ponei... Păi stai un pic, hai să scriem scrisoarea. Avem tot ce ne trebuie, avem foaie, avem creion. Da, și uite ce am împodobit aici. Dulapul, Natalia și l-a împodobit. Da. Bine. Da, și tu ești potrivit ca un brad. Și pe mine, eu sunt bradul Nataliei, eu sunt un brăduț. Și acum avem o misiune foarte importantă, să scriem o scrisoare lui Moș Crăciun. Iar lucrul acesta este extrem de important, nu-i așa? Da! Moș Crăciun va trebui să știe exact ce trebuie să-i trimită Nataliei. Păi dacă... Da, și eu o să scriu și tati o să îmi spună literă când eu o să scriu. Stop, tu nu știi să scrii. Păi și cum facem? Să spui în litere. Hai. Bine, deci trebuie mai întâi să găsim o formulă începem de adresare. Începem sau nu? Începem. Trebuie să găsim o formulă de adresare. De regulă, scrisoarea către Moș Crăciun începe cu dragă Moș Crăciun, nu? Dragă Moș Crăciun, drag Moș Crăciun! A, nu dragă? De ce nu dragă? Pentru că Moș Crăciun nu e fată, e băiat! Exact, deci, drag Moș Crăciun, hai scrie. Iarăși, trebuie să aducem altă foaie. Stai liniștită că aduc altă foaie. Așteaptă un pic. Așteaptă că vin imediat. N-am putut să vin. Nu pot să fac nimic, uite ce am scris. Dragă Moș Crăciun, nu înțeleg. Ce-am scris? Am venit cu altă foaie. Ce-am scris aici eu? Păi, nici eu nu înțeleg. Și dacă eu nu înțeleg, nici Moșul nu știe. Ia, încearcă cu verde. Ok. Așa, aruncăm foaia asta. Deci începem cu D. D. I U N. Bun. Acum poneiul. Păi ce stai? Trebuie să-i spui te rog frumos, adun și să scrii exact lista de te interesează pe tine. Deci scrie așa, te rog. T. Da, scrie pe alt rând. T. Și acum trebuie să pui două puncte. Așa. Și aici trebuie să ne gândim împreună ce vrem să-i cerem lui Moș Crăciun. Un ponei pe un om să zic Pinkie Pie Pie. Nu, păi hai să ne... Stai. Pinkie Pie. Vrei poneiul Pinkie Pie? Da, care este sirena. Acum de aici scrie P. P. Scrie Y. Știi cum se face Y? Se face, uite așa. Și ca un fel de V și are și o codiță în jos. O codiță în jos. Care, așa?
De, din vârful ăsta se duce o codiță în jos. Din vârf de aici. Așa, mai departe. Dar lipit. Codița să fie lipită de el. Ca să înțeleagă moșul. Că dacă vede scrisoarea și nu înțelege ce a scris, s-ar putea să-ți trimită un pon. Ce? Pon. Iar eu nu știu ce înseamnă pon. Și Natalia o să se trezească sub pom cu un pon. Am primit de la moș un pon. Mi-a trimis moșul un pon. Natalia, ce ai primit de la moșul? Un pon. Dar ce e ăla pon? Nu știu. Păi, și atunci, de ce ți l-a trimis? Așa i-am scris eu, pon. Și când i-am scris pon, moșul s-a uitat la scrisoare, s-a uitat și a zis, fetița asta vrea pon. S-a dus, a luat un pon. Și l-a pus sub brad Nataliei. Mă duc să... Eu să... mi-aduc ceva. Ce stai aici cu tati. Eu mă duc undeva. Bine? Unde te duci? Ce vrei să... Ce să filmezi? După ce Natalia o să scrie scrisoarea asta, eu o să merg și o să-l ajut pe Moș Crăciun să găsească toate obiectele pe care Natalia și le dorește și o să îi arăt, o să-i trimit poze lui Moș Crăciun despre... Oh, ce ți-ai adus? A, pentru tati și pentru... Eu v-am auzit ce-a spus, pentru că de acolo auzi foarte bine. Ce ai auzit? Că o să scrii, o să-i faci poze lui Moș Crăciun pe foaie. Da, o să te vine Dumnezeu foară de care să știe ce, ce-ți dorești. Nu, no, poți știi. Mm. Vrei și tu? Da, sigur. Da, astea sunt mandarine, nu? Da, mandarine. Mm. Da. Mm. Ce bună e. Și e. Bun, deci am scris așa. Drag Moș Crăciun, te rog frumos să îmi aduci Pony Pinkie Pie. Și trebuie să mai scriem ceva. Doar atât îți dorești, Natalia? Sirena, Pinkie Pie Sirena. Uitați să scriem. Păi zis că nu mai vrei Pinkie Pie Sirena. Da, am zis. Vrei Pinkie Pie Sirena, da? Hai, scrie atunci după asta jos aici. Mai fă o chestie din asta, un soare. Așa. Și scrie S. E iarna. Că nu ninge. Eu vreau să încerc numai Crăciun să ningă. Păi să vină mai repede. Atunci scrie acolo, nin soare. Mai fă un soare. Mai fă un soare. Așa. Și scrie N I N S O A E. Se numește Clește. De bulgări, de făcut bulgări de zăpadă. Atunci scriem simplu, clește de bulgări, da? Vrei niște clește de bulgări? Da, un bine. Clește. E, clește, bine. Și atât? Nu vrei nimic altceva? Nu. Gândește-te bine că moșul vine o dată pe an. Ce-ți mai dorești? Nimic? Atât? Hai să facem soare, clește. Deci, să facem o recapitulare. Avem așa. Dragă Moș Crăciun, te rog frumos să îmi aduci Pony Pinkie Pie, Pony Sirena, Ninsoare și Cleșe de făcut bulgări. Da, vreau atâtea. Acestea fiind spuse, hai să-i arătăm, să arătăm la cameră exact scrisoarea noastră. Aceasta este. Exact ce a scris Natalia. Sper că Moș Crăciun va înțelege scrisul și va zice... O să te duci la ea. O să te duci la Moș Crăciun. Bine. Vrei și tu, foaie? Așadar, sunt în mall, unde am venit să-l ajut pe Moș Crăciun să găsească toate cadourile pe care Natalia i le-a cerut.
Până acum am găsit ceva cadouri, dar am o problemă, trebuie să găsesc și Pinkie Pie. O să intru în acest magazin să văd dacă au. O fi plin de pune pe aici. Până unde o fi Pinkie Pie? Moșule, avem o problemă. Nu știu unde este Pinkie Pie. Tot felul de pune și Pinkie Pie. Dacă m-aș pricepe și eu la pune, trebuie să încep să mă uit la desenul ăsta. Mare rochiță, sechestria, nu, pentru gală. Foarte greu. Figurina ponei articulată. Oh, și acolo iarăși ponei. Oh, nu știu ce să mă fac. Deci asta sau asta? Care dintre ele? Merge, nu? Ce-ți fac cu diverse... Da, profesori, bișterii, care și cu... Moșule, ți-am arătat care sunt figurinele pe care le vrea Natalia, ponei, Pinkie Pie. Sunt două, te rog să îi le aduci și să îi le pui sub braț, pentru că a fost o fetiță foarte bună. Acum este seara dinainte de a veni Moș Crăciun. Și uite, aici am pictat și aici am făcut bradul. Și a făcut bradul și acum o să încercăm să-l sunăm pe Moș Crăciun. Sun acum. Tu ai Facebook, moșule? Nu are puniu Facebook pentru că la polul nostru este atât de frică că au setat și conexiunile. A, stai imediat o să-ți cânte oricum. Ia aici, așa. Stai puțin, moșule, eu imediat. Imediat. Da, da, așteaptă, moșu, nu-i da. Nicio problemă. Așa. Di-ru-da-va. Să-i aduci lui mami o mașină roșie, te rog! Sigur,
mulțumesc! Wow! Mulțumim, moșule! Mulțumim mult de tot! Pupă, moșu, să fiți cu minți! Noapte bună! La mulți ani! La mulți ani! Crăciun fericit! Pa, pa! Crăciun fericit! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Ce-i aia? Dar ce-i aia? Da, da, da!